Păi zi, vrea să facă o nuntă. E clar. Se vede cu una Daniela. Nu mă interesează că vin cu toporul după el, lasă-mă în pace. Sper că nu contează. Aruncați, dați-ne foc, nu-i problemă. Zi-mi un punct slab al lui Antonel. Frică poliție. Poliție? E frică de poliție? Au. Observ că e unul direct să tragă pe noi? Mă numesc Marius Scott și îmi doream să avem o posibilă colaborare pentru o intervenție. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou episod cu Mariusel. De această dată o să începem pregătirile pentru nuntă și nu numai, așa că fiți atenți la tot episodul pentru că o să se întâmple niște chestii destul de neașteptate, ca un mic spoiler la acestui episod înainte să înceapă. Dați acolo pe butonul de like, abonați-vă dacă sunteți noi și dați un follow și pe Trovo pentru că știți că de fiecare dată episodul mai întâi apare pe Trovo pentru ca pe YouTube să ajungă decât mierea, decât tot ce trebuie ca să fie pe YouTube. Ok, guys, haideți să-i dăm drumul la treabă. Nu vă place să stăm în la discuții? Vreți direct acțiune? Vreți direct scandal? Vreți direct tot ce trebuie? Nu e așa? Ia ieșiți-mi la voi acolo pe chat. Eu zic că toată lumea vrea să vadă aici acțiune, vrea să ne amuzăm, vrea să luăm linie. Oricum, dați un follow pe Trovo pentru că de obicei aici pe Trovo mai facem o catringă, dar nu numai, pentru că și pe YouTube o să revenim cu niște live-uri super mișto, mai ales de Halloween, o să vreau să facem niște live-uri speciale și nu numai, o să vedeți în curând, mașina nouă este pe drum, nu vă pot da încă detalii, dar o să facem un live pe YouTube, cred că următorul live care o să fie pe YouTube o să fie cu volanul în care o să stăm și discutăm legat de noua mașină. Până atunci poate mai aflu și mai de multe detalii oficiale legate de mașină. Și încheiem aici subiectul legat de mașină, să nu cumva să mai zic ceva ce n-ar trebui să zic. Spam cu nuntă, ia uzi acolo ce se zice pe cea nouă. Deci guys, hai să vă zic care e treaba pentru început. Nu este nimeni în casă, asta vreau să vă zic. Deci nu este nimeni în casă, nici Zumi, nici Bibi. Părere? Nici Zumi și nici Bibi nu sunt în casă în momentul de față. Făcit iar Bibi. Iar dispare Bibi. Mă, chat, nu cred că a făcut o curea intenție de data asta. Hai să sunăm, să ne calmăm. Poate nu e așa de rău precum credem noi. Ok? Hai să o sunăm și să vedem care e treaba. Ok? Bă, s-ar putea să ziceți bine. Dar se poate vreodată să-mi răspunde și mie Bibi? Cred că s-a întâmplat, cred că de fiecare dată să-mi răspundă la început, dar totuși nu-mi răspunde. Ok, nici Zumi, și Zumi lipsește, așa că o să sun și pe sora noastră Zumi. O să sunăm și pe ea. Da. Bună, ce faceți? Presupun că ești cu Bibi, nu? Sper. Da. Bună, și nu mă înțelegi pe mine când plecați de acasă? Mă lăsați mereu pe mine. E, nu contează. Am mers, știi de ce nu te-am anunțat? De ce? Că-i căutăm rochie. Îi caut rochie. Îi cauți rochie? Da. Mă rog, i-ai găsit măcar? Nu. Nu i-ai găsit? Nu. Păi ce facem? Nu știu. Ea încă probează. Da. Zici-mi unde sunteți, că vin și eu. Suntem la al doilea magazin cel mai scump din oraș. Și eu cresc ca în față de un bogătan care se ducă la ăștia cu bani, la Balenciaga, la ăștia. Ai mă, că e Pony's Biz, așa se numește, Pony Biz. Pony Biz? Ponson Biz, mă, că știu eu firma mai bine decât tine. Ponson Biz se numește. Ponson Biz. Da, Ponson e, Biz. E de asta fake, ce e? Arabească, cum? Arabească? Păi ce firma e asta, că eu nu știu. Nu știu, pe mine, mă rog, dăm locația pe mesaje și vin imediat, ok? Hai că astea avem o zi lungă, trebuie să ne ducem să găsim un loc de nuntă, ok? Asta e mai important. Rochia aia, găsim noi o ceva de mătasă și punem pe ea și ok. Adică da. Sper că n-au de Bibi asta. Ok, ceau. Sper că n-au auzit Bibi asta. Mamă, guys. Hai să dăm drumul la treabă. Din păcate nu se aude așa de tare jocul pentru că plouă. Sperăm, poate printr-un miracol n-o să mai plouă, dar... Până atunci, după cum vedeți, plouă și n-avem ce face decât să îndurăm ploaia asta. Ce-ați vedeți și am aici? Am un momento.
Închizi tu repede așa să... Îți fac mireasa ble... Ce-am închis? What? What? Da? Eu te puneam pe fir, dar nu mai zici tu nimica, mă rog, zi acolo. E de la vreme. Hai că trebuie să găsim un loc de nuntă, zi-mi unde sunteți, că mergem și căutăm după asta. La Ponso Biz, cum ai zis tu. Ponso Biz la care din ele, că știu că sunt mai multe. Păi ai zis că e numai unul și îl știi eu? Tu mai bine. N-am zis, dar că tu ai zis, am ba, zis ai că zis... Și aș știu că e unul, dar sunt mai multe, e o firmă, Ponso Biz, și sunt mai multe. Ah. Hai, zi unde Stai să văd. Deci nu e lângă primărie, e mai pe lângă primărie. Ai înțeles? Bine rău. Nu, stai. Deci știi că fix, deci hai să-ți explic altfel. Deci este și o frizerie pentru săraci cu, împreună cu, cu... Benzinerie pentru săraci? Nu benzinerie, frizerie pentru săraci. Nu contează. Hai că-ți trimite baby. Cred îți trimite... Nu. Hai că îți trimite pipi ca să fie mai bine. Pa. Of, doamne, guys, aveți idee unde să facem nunta? Vreau acolo propuneri pe chat. Unde ați vrea să vă vedeți voi nunta? Pe lângă asta trebuie să rezolvăm într-un fel situația cu Antonel, pentru că știți că data trecută am fost urmăriți. Și am fost la Mustață și am scăpat la Mustață împreună cu băiatul ăla Pablo. Și... Am fost destul la Mustață și prietenul ăla lui. La mare, am fost destul la Mustață, știți și voi, trebuie să faceți din cum scapă. La mare? La soare? La mare, la soare, fetițele sunt în aer. Știu că nu era așa, dar nu pot să continui. Dăm aici GPS. Aha, știam, l-am citit bine, știam că e aici. Dar vedeți, băi, mai e încă un Ponso Biz exact aici. Te vezi, e aici. Mă gândeam că e aici pentru că ai zis de frizerul ăsta. Da, măi, știu, da, mă, nu dai. Tu-i dreapta. Ce-am crezut că s-a oprit ploaia, da, hai că da. Ia uite cu ce au venit, mă, cu motoretă aici, nebun. Tune. O, bună! Bună ziua! Vă luăm în cață și părinte. Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut la față? Ce? Ești un pic măzgălit, Nu, e sunt eu. Mă, ce ați mâncat înainte? Iar ați băgat, i-ai dat gem de prune să pun. Da, măi, de clementine. Inspirație, asta e costumație de Halloween, un pic așa. Păi ne pregătim, nu? După anul trebuie să ne pregătim cum trebuie. Trebuie să vedem și când stabilim nunta și unde stabilim să facem nunta, să știi. Sper că undeva unde trebuie, da? Adică cu pisicuții, cu cățeluși albi, you know? Cățeluși albi? Da, cu cățeluși albi. Cu The Retriever. Și cu pisicuțe, cu pisicuțe de drăguțe, în coșulețe, cu floricele și cu fundițe. Mi-e rău îți puțin așa, da? Bună, care-i treaba? Am auzit așa că vreți asta, să vă uitați rochii din mireasă. Da, ai tu un rochie de mireasă? Păi, eu știu, pe aici lucrez. Pe aici lucrezi, dar ești pierdut așa pe hartă puțin așa, îți pare. Pare așa pierdut. Domnule, puțin pe orizont. Nu ne plac rochii de aici, parcă sunt prea pentru babe. Am înțeles. Nu alea. Am 25 de ani, nu. Ce ai, mă? Ai 25 de ani? Da, pușcă, da. De ce? Hă? 25 de ani de? Pușcărie. Aaa, e bine, hai. A zis băiatul ăsta, hai încoace. Am 25 de ani, bă, de crezi de scut. Hai, fetelor, că ăsta ne fură. Hai mai repede. Hai, să trăiești. Mă sperie băiatul. Yo, ce BMW are? Du-te. Hai, du-te la cazanul ăla, hai, salut. Hai, ciao. Așa. Și de să pun catalizatorul. Ale, mă bate, fie mă. Dar se aud bine vocile, da? Nu, nu-i nevoie să-l dau mai tare, se aude bine.
Așa. Așa, deci unde mergem? Întrebarea mea, deci ați găsit sau nu rochie? Nu. N-ați găsit rochie? Trebuie să mergem undeva și mai scump. Bă, bă, cava, dar cine plătește pentru rochia asta? Toată familia. Vă susținem. Nu ar trebui să cotizez și eu, dar ideea e că eu nu știu... Hai că știu eu un loc mai bun, poate, de rochie. Da, și vă ocupați voi de rochie, că știți că n-am voie să văd înainte mirea asta, știi? Când e cu rochie și că îi aduce păcat și nu ne dorim păcate, că avem destule păcate în viața noastră. Hai că nu ne dorim. Deci, vreți ceva de la KFC, nu cred? Sau? Păi foame? No, mersi, mi-e bine. Spuneți-mi atunci, Bibi. Să de fapt mi-e foame. Hai, lasă că nu ți-e foame. Aaaa. Bine mă, du-te dacă vrei la KFC repede și vorbesc eu cu Bibi. Păi și merg pe jos? Oh my god, doi pași nu poți să faci, mă, băi nu vă, băi, fetele din ziua de azi, mă, doi pași să nu se miște, mă. Coboară, gata. Ok, mulțumesc. Ia zi, Bibi. Ce să zic? Ai vreo dorință așa unde să facem noi nunta? Ai că ai pus să... Ai întrebat pe cine trebuia să știi. Am zis că fai bine și ne uităm împreună. Ești așa de pe lângă ca și mine, să înțeleg. Da. E bine. E bine, rău. Ce pot să zic? Aoleu. Am putea să ne ducem într-un loc. Știu eu un restaurant unde am putea să facem într-un, mă rog, nu e tocmai restaurant cum crezi tu că e. Te duc imediat și zic la ce mă refer. Și te duc acolo și îmi spui dacă îți place sau nu îți place. Ok? E frumos aici în Banat? Da. Zice Bezea acolo pe chat. Bezea e păcat din Banat. Dacă vreți să-l mai vedeți pe Bezea, îl vedeți dacă pe live-urile când ne mai așcăm CS. Că noi ne așcăm de obicei după ce facem episoadele de Maricel, mai intrăm pe un CS. Iată-l pe ăsta. Are Dacia și Off-White. Are Dacia și Off-White. Observi? Uleu. Nu-i ca și cum n-ar fi corect, că cunosc eu un prieten care... Ocazional avea outfit-ul mai scump decât mașina. Conduce un Matiz. Și era îmbrăcat mai scump decât era mașina. Da. Eu te pe zi. Bună. Hai, dă-i. Aoleu, să mă răveți. Doamnă, n-am făcut nimica. Gura, mă, că n-are cum să te aud. N-are cum să te aud, că-i... Așa. Ok. Așa, domnul polițai. Bă, dar s-a mai întărit poliția română, vezi? Noi nu făceau așa patrule. Da, e dreptate. Nu trebuie să luăm pe aici, hai că facem o șustă, că oricum ne-a văzut poliția. Trebuie să ne vadă cumva. Oho! Oho! Deci am o idee unde să facem nuntă. E un restaurant, Zoom îl știe. Ăla? Zoom-ul știe. Ți-l arăt acum. Bibi nu-l știe. Păi da, Bibi nu-l știe pentru că m-am dus eu acolo pentru... După Bezea și Zoom-ul odată. Ăla? Păi tu să-și nu te acolo. Hai că vedem acum cum se vrește și care-s prețul și care e toată treaba, ok? Bă, da, verde-l ăsta se mai pune? Ai mă, că tu nici măcar n-ai plătit nota atunci. Ai fugit. Băi, voi m-ați lăsat să plătesc, nu, deci, nu, că voi îți faceți șuste, m-ați lăsat pe mine să plătesc, pentru că Bezea, bă, adevărat, bă, dar păi mai și ceva de Bezea. Păi și vrei nunta acolo? Păi... Faci și mai scumpă, te rog frumos. Era scump? Nu, zic, o faci și mai scumpă, te rog frumos. Ce să faci mai scumpă? Nunta. E scumpă acolo? E medie. E peste medie, hă? E medie, nu peste medie. Sub medie, ok. E medie. E între. E la medie, E ceva rar dacă e la medie. Mergem la domino, vrei? Ok. Păi da, de ce vrei acolo? E prea... Aici?
Unde? Aici? Să fie nașpa? E ok, dar parcă nu e ok. Haide mă să vedem. Ia vin să faci, uite. Aoleu, stai mă. Cu voi. Îmi pun masca de protecție cu tine. Doamne, păzește-mă. Ce naiba? Mâncați-a. Alo, ce ai mai venit să te ratizezi pe aici? Ne scap de gândaci? Nu mă, dar nu vezi că, nu știu, parcă vreau o nuntă aici unde se adun toți bătrânii. Nu știi cine mai moare pe aici și trebuie să luăm frâma lor. Nu știu cum să zic bătrân, dar tu ai mâncat aici. Da măi, dar nuntă e altceva, și de mâncat e altceva. Bine mă, dar nu era... Nu știai că mâncarea de bunici e mai bună. Mamă, ce hater, bă, ce hater. Uite aici ce frumos, era fix aici frumos. Făceam nunta în mijloc aici și puneam niște scaune. Ia uite ce faci. Bă, nu mai da cu ele, bă, ne pune ăștia să plătim, bă, nu mai da cu ele așa. Păi nebunit! Nu eu! Marcel! Iar ne pune ăștia să plătim, hai vină-mi cu acea. Vină-mi cu acea, că deja sunt prost cu ăștia, stai puțin, vină-mi cu acea. Hai că n-ai spart toate astea pracul. Mamă, ce spamează în chat-ul ăsta, toți banii, gata. Ce? Observ! Zoomie? Sau zoomie înăuntru? Zoomie înăuntru. Ah, deci trebuie să-mi spui că a plecat. Ne-a lăsat Dacia și l-a luat mașina. Nu pot să cred așa ceva. Păi nu e Zoomie care a luat mașina. Zoomie în spate, ia uite-o. E cu umbreluța. E cu umbreluța și cu Guvidu, ia uite-l. E pregătită de Guvidu. Faceți poză la așa ceva. Nu faci nunta aici, da? Nu. Așa, bravo, mai pune și Bibi cu mine. Asta e de poză, ești nebun? Facem undeva mai scump, da? Bun, hai să mergem, hai. Aia era să fie... Dar nu mai avem mașină. Wow! Tăpo, merci, ești drăguț, ești drăguț, sincer, sincer. Da, da, da. Hai, hai drumul, dai drumul de aici până nu zici zbor. A vrut să dea și el o tură, dar nu știe să ceară, știi? Ce să facem? Asta este. Ia stați-mă puțin, vreau să testez. Stai, două secunde. Nu te urca, Vreau să te coboară puțin, Bibi. Vreau să testez și cheile dacă funcționează. Na. Ok, urcați, că trebuie să schimb, trebuie să, hai, urcați. Să o scot din nou și să fac. Dă-ți naiba masca aia jos. Gata, gata, ei, aici miroase mai bine decât acolo, lasă. Ai că miroase, păi era în aer liber, mai și plouă, e cel mai curat aer. Bă, dar m-am săturat de ploaia asta, voi nu v-ați săturat? Bă, dar mă sună cineva, stai mă puțin. Plouat, mă. Stai că mă sună cineva, vreau să văd cine e. Alo? Ah, mi-a închis. M-au auzit, dragii mei? Te auzim, din păcate. Cum adică din păcate? Nu-i permiteam. Cum adică din păcate? Glumesc. Au! Urcă. Da? Ce doriți, domnule? Scuze! Ce doriți, domnule? Pregătiți nunți? Da. Nunți pentru mulți sau ce? De care? Ce? E? Ce vorbește asta? Ai zis ceva de nuntă? Loc pentru nuntă. Păi, dar dumneavoastră de unde știți numărul de telefon? Nu am costumat pe nimeni cu nunțile. Cum adică ce? Păi cum adică cum nu contește? Bă! Vezi că-ți aflu... Vezi că-ți știu numărul. Și că v-ați zică că vezi că-ți aflu numărul. Nu, și la PSA. What? Ce cu PSA? Opa! Păi, dar vrea să facă o nuntă? E clar! Cu cine vrea să facă o nuntă? Cu câte femei? Cu câte femei? Pusă... O fată Zoomie? Da? Ce cu o fată Zoomie? Bă, stai. Bă, nu se mai fac farse, mă, la anul ăsta. Ia vino, mă urcă, că... Stai, că Bezea mă vrea de soție. Stai, mă, puțin. Așa. Continuă. Da, mă, da, și eu sunt Gigi pe Cali. Hai, urcă.
Uoi, ne de 50.000 de euro? Nu mai eu știu să mănânc zilele, el e mai deștept. Ah, de la verde, albastru. Jesus. Albastru? Ah, dar ce mai nou? Aha. Mhm. Mă iubește? Nici eu. Așa. Te iubește? Dar n-ar veni să zică. Păi și Beze acum unde este? În Banat? Îți aduce pietrele. Și cu Bezea? Deci nu, n-am înțeles. Tu te cunoști cu Bezea, da, Bezea. Da. Da, uite acum. Mă, ce trebuie să găsim? Păi și era acum unde mergem este? La ponton, că el n-a mai venit acasă în 3 zile. Se duce la Cămile sau unde? Ba nu merge la ponton, cred. N-a mai venit acasă, a murit și cu el. Hai, bă! Pe drum. Nu e acasă. Oh! Deci vă spune că este acasă și nu este acasă? Ce e maică sa? Aha. Tu vorbești cu maică sa? Aha, și Daniela? Și cu Daniela? Cine e Daniela? Se vede cu una Daniela? Cu o fată Daniela? Sus. Are treabă. Oh! Sunteți cumva la patron la un hotel? Și el a venit la hotelul ăla cu o fată Daniela și că au ceva treabă sus? Doamne! No, nu, că ți, nu că mi-l sugrum, îl sugrum! Bă, mâncați, ești gata, mă! Nu, n-avem timp auziți, de... Auziți, eu vă propun în felul următor, deci vreau vă rog frumos să-l încuiați acolo. Da? Și și nu-mi pasă dacă mor acolo, da? Nu, pe geam. Îl aruncați pe geam, da? Nu mă interesează cu 50.000 de euro. Nu mă interesează că vin cu toporul după el, lasă-mă în pace. Sper că nu contează. Aruncați-l, dați-l în foc, nu-i problemă. Da, nu-i nicio problemă. Sper că permiteți o persoană să vină cu topoare la hotelul dumneavoastră, nu? În coșiuc? Așa, bravo. Așa, și cu popa, te rog frumos, mai ales pe Diana aia, sau cum o cheamă. Două să fie, așa. Nu e problemă, dau și 10 milioane, hai, du-te, hai. S-a încheiat conversația. Cine era, mă? Deci, m-auziți? Cine era? Da. Așa, deci, era și că un patron de la un hotel care zicea că se organizează nunți, bla bla bla, și a auzit de la colegul ăla de la haine, când am fost noi la... Bă, Băcava, și înainte de asta, aveți idee unde să facem nunta asta? Nu mă gândeam la ponton. Nu, lasă-mă puțin. Oh, la ponton? Ce să mai facem? Deci vrei să vină tsunami-ul peste de tine? Ai nebunit? Ok. Bezea cică este cu una Daniela la hotelul lui și că cică au treabă și cică au și buletinele lor. Deci nu este în pădure Bezea, este la un hotel cu una Daniela. Ok, mă doare undeva de Daniela în momentul de față. Pe mine mă doare unde îmi fac nunta. Păi te mai doare dacă nu o să mai avem pe Bezea toată viața? Păi ce, moare Bezea la omorât? Nu se știe niciodată când dă cine. Ghinion, nu se știe niciodată când dă o mașină peste el. Ok. Revenim la subiect după ce îmi spuneți unde vreți să facem asta, dacă aveți proiecte. Nu vă vine nimica în cap? Absolut nimica în cap? Ce zici? De un teren de golf care este amenajat pentru nunți? De ce n-ai zis asta până acum? Teren de golf? Nu știu. Care e teren de golf? Stai că spun acum, BGBS. Te duci acolo și după o să trebuiască să mergem puțin pe jos. Să-ți explic. Ok. De ce n-ai zis până acum? Că vorbeam la telefon? Da, e o scuză, foarte bună, știi? Doamne, ferească-mă și iartă-mă, calme-te. Liniștește-te. E ok, bro, e ok. Când era nunta lui Boina și Mirona și a venit Antonel. Și a venit? A venit? Nu cred că a venit, cred că nunta lui Mirona a venit. Mi-a decurs foarte ok, după părerea mea. Aici? Da.
Da, e... da. De turnul Eiffel. Bun, și parchează. Și trebuie să merge pe jos puțin. Eu îți propun să fugim. Să fugim? Am mai bine. Da, las slow, hai. Fiecare cu umbrela lui. Hai, stai puțin. Scoateți umbrela. Ei, eu fug. Hai, bine, vino cu aici. Hai. Ți-ești umbrela? Ce să zic, dar ea sunt mai înaltă ca tine. Ia tu umbrela, ia și tu umbrela, că mai am una în mașină. Ia umbrela din mașină. Așa. Ia una din mașină. Hai. Frumos. Elegant cât de cât. Aoleu, hai mai repede că... N-am obosit. Vrei să te apă sus? Mamă, ce mers nebun. Ia uite cum dă din fund. Aia zic. Bună! Bună. Stai mă puțin că mă tot sună handicapatul ăla. Hai da! Mă, unde a făcut Mirona nunta cu Benu? Nu vreau să facem în același loc aici, ce-ar fi combinația să facem în același loc? Oh, bă, e idee bună aici! Bă, turnul Eiffel! Chat! Asta a fost exact cum mi-am, când mi-am, am avut și revelație, s-a oprit și ploaia. Oh, da! N-am vrut să fac asta, am vrut să fiu fericit. Am vrut să fac asta, uite așa, yeee! Yeah! Bine, bă! Bine, bine! Bă, s-a oprit ploaia, chat! Vreau un spam cu Doamne ajut! Doamne ajută, s-a oprit ploaia! Mamă, ce frumos se vede, ia uite cea, ce frumos! Asta vreau să văd! Poate mai luăm unul și iar începe pe Doamne și să nu am bucur. Doamne, ferește. Ia să dăm jocul atunci puțin mai tare. În cazul ăsta. Ce faci? Vezi? Ce să văd? Tu nu e fel. Păi asta zic și eu, e foarte mișto ăsta. Da, super. Nu? Ia să văd unde zice. Nu cred. Chat, cred că e perfect. Chat, da, chat. Guys, cred că e perfect aici. Fix sub turnul Eiffel. Bă, e bine aici. Vezi ce știe domnișoara Zumi. Și aici merge la fel. Cu niște scăunele, uite aici, bam. Și așa, așa, bam. Și aici, bam. Uite și leșina de bucurie. Ia zi, Bibi. Da. Da, e frumos. Guys, care era emotul ăla pe care am zis eu că e foarte important să-l țin minte? Mai țineți minte care era emotul ăla? Și voi, de exemplu, stați aici, știi? Care credeți că era emotul ăla pe care am zis eu că să-l țin minte? Cum se numea? Și după voi vă pupați toate alea și faceți v-am reușit! Da? Sau cum se face la o nuntă? What the f... Da. Ia, vină cu aici, te-am în brațe. Stai! Ce faci, mă? Vrei să te arunci aici? Ce, văd? Ah, și aici facem și duș dacă vrem, ok. Facem o băiță corectă, am înțeles. Sau dacă suntem șmecheri, să venim din partea asta în partea alta. Ai, că... Ați văzut ce săritură pe Marisel? Băi, mișto locul, zic eu. Așa săritură, să mor, băi, ați văzut cum a sărit? Am început bine, dar s-a terminat prost. Am înțeles. Bă, zic că e ok, ia veniți în coace. La soare. Facem poze? Bă, zic că chiar e ok. Facem poze? Lasă că facem poze în ziua aia. Dar știi cu cine pot să vorbesc? Ai un număr de telefon la ăsta care e aici sau sunăm mai încolo și întrebăm de zona asta dacă putem? Sunăm mai încolo. Da, e bună zona asta, tu ce zici, baby? E bună? Da. Ia, să zicem. Ce? Ce?
Am zis că da, îmi place, e drăguț. Bine. Ia vină cu aceste în brațe. Da. Da, da. Ce? Ce faci? Ce? Ce? Bravo, bravo! Ești în regulă? Da. Eu nu prea apare un pic așa în regulă. Ce? Nu știu. Mă, care-i treaba? Tot îmi scrie pe telefon, nu știu dacă și vă scrie Memento 252 din 250. Nici mie. Ce e aia? Nici mie. Nu știu. Bă, deci aici rămâne? Fix da. Sub turne, fel, nu cred că găsim un loc mai bun. Nu cred că găsim un loc mai bun, guys. Da, e superb. Dacă aici, punem CTA da. Corect, guys, aici corect. Și așa. Ai auzit? Ce? Dormim aici. Dormim aici? Da. Puteți să stați acolo. Hai să mergem acasă. Fain de poze. Uite, a început să se și usucă, vezi? Să se și usucă. S-a uscat pământul. Ce se usucă? Pământul. Sunt 50 de grade afară. Două secunde. Bă, guys, ziceți acolo rapid pe chat. Ăsta rămâne locul sau nu? Hai, facem cine ajunge primul la mașină? Prima. Da, m-am înțeles, te șmechere. Prima. Prima de la urmă. A doua. Da, te șmechere. Tu ești ultimul, ești cel mai gras. Corect, corect. Se știe deja. Ce ar trebui să faci acum? Să mergem să-i luăm... Mergem să-ți luăm rochia aia? Vă las să vă duceți să vă luați rochia? Ce facem? Nu știu. Dar nu sunt frumoase. Hmm? Ce zici? Nu sunt frumoase rochile alea. Nu sunt frumoase? Nu. Marcel? Mm. Mașina asta nu era înainte. Și ce e? O mașină pur și simplu, ce e? Da, da, știi că e faza interesantă că... Aparent a pornit fix în momentul în care am pornit și noi și cam stă în spatele nostru. Ai ceva probleme ce? Cu oamenii? Ia stai puțin. Zic imediat dacă ceva să ne panicăm. Ok. Nu de alta, dar cam în fiecare zi te urmărești ceva. Hmm. Nu mă, nu ne mai urmărește nimeni ce ai. E ok. Da, da. Am instinct de Spider-Man. Am pierdut. Hai mă, liniștit, e ok. Ok. Bă, ce mișto se vede view de aici. Vedeți? Ce poză faină putem facem. Like, damn! M-am speriat, m-am crezut că chiar mă mai știi ceva. Bă, acum că veni să vorba, tot trebuie să o rezolvăm cumva cu Antonel. Hm? Ce? Ai uitat și... Oh, shit. Nu ți-am spus? Ah. Nu mi-e urmărește, nu mi-e urmărește. Ca hibre să-i optică. Nu, nu-mi urmărește. Ne. Chat? Și mi-am lăsat și pistolul acasă. Of. Am eu. Ce trist. Da, măi, îi spărgeam o roată, așa e. Hai mă, că-i dau turbo și scap de ei. Uite, am trebuit că scap de ei. Mhm. Mă, ce-mi place că nu plouă, mă, leu. Aha, hai, mai copește mult. Pe bune, cum ar fi să plângea pe ploaia? Nu poți să cred că tu fix încă e după noi. Eu ți-am spus, dacă nu e mașină, adică ce, noi suntem, noi suntem sfinți. Gata, mă. Dacă tu vrei să mă tine, te vorbești rău. Noi suntem familia Scott și Vere, e absolut normal să vorbească să simt mic cineva. Da, Vere. Face parte da, din cineva din Squid Game, zic eu. Ia uite, mă. Vrea tu să bine, te bagi în jocul lor. Ok, că eu am o idee. Hai să ne facem, hai să ne construim o rachetă, să mergem pe Marte și să ne facem casă acolo. Cred că nimeni nu ne mai... Bă, fiți antenă, trebuie să ne oprim undeva.
Hai, du-te pe mașină și să... Hai să ne oprim într-o parcare, să vedem ce face ăsta. Bună, dragule? Nu, vreau să ne oprim într-o parcare, să vedem dacă se oprește și eu sau cu șosul sunt. Și dacă are o pistolă, nu cred că se oprește, nu cred că se oprește. Da, nu se oprește. Aha, s-a oprit. Nu se oprește, doar se pregătește și putem cu arma. Nu, stai aici, stai aici, stai aici, stai aici, stai aici, am zis, stai aici, aici stai! Ești nebun la cap, vrei să ne... Da, că nu mergeam! Doamne iartă... Doamne iartă, mă... Bă, deci tu știi ce am primit astăzi? Ce? Am primit o chestie mega ciunată astăzi acasă, nu v-am spus. Ia. Yeah. Deci uite, e o cutie... cu o fundiță. N-ai deschis-o, nu? Nu, n-am deschis-o. N-o deschidem. N-o deschid? N-o deschidem. Tași că mă sună cineva. Ah, și pe mine mă sună în continuu ceva, dar nu vreau să răspund. Alo? Nu cunoscut la mine, nu cunoscut la mine. A avut oameni pe urmele tău. Fugit. Antonel pus oameni omorât la tine. What? Nu cunoscut la mine. Fugit. Ascultat, fugit. Tu în pericol. What? Ești ok? Ești român? Ești ce s-a întâmplat? E vreo problemă? Fugit. Dat detalii altă dată. Acum fugit. Un om venit omorât la tine. Eu fugit? Crezut. Eu fug? Da, da, acum. Ok, gata. Cât departe? Cât departe? Crezut la mine. Gata. Păi și tipul ăsta care mă urmărește cu tine? No, no. Oh shit. Antonel pus oameni urmărit la tine. Fugit cât de tare oh, poți. Oh shit. Oh shit. Urmă, okay. Văzut la ponton. Ponton okay, oraș. Vorbim. Mamă. S-a întâmplat. Mă ajută. M-a sunat unul care vorbea o română care nu prea e română. Vorbea, dar vorbea... Doamne, nu aproape mă înțelege. Tu fugit, tu fugit, fugit, fugit. Da, ceva în genul ăsta. Tu fugit. Știi limba asta? Da, tu. Nu, n-am zis la vârșeală. Dar puțin că poate scăpăm de asta. Da. Și ce ți-a zis? Mi-ai zis că Antonel urmărește tu ceva așa. A, te urmărește Antonel. Da, asta mă înțeleg și eu că mă urmărește Antonel. Nu stai de prost, mulțumesc. Eu credeam că nu ești. Da. Și te duci fix aici? Cred că am scăpat de el. Crezi? Cred și sper din toată inima. Și noi. Cred că e cam gata. E regulă, nu? Cam așa ceva, nu? Mhm. Vezi că întâlnă a trimis oameni să te omoare. Da, bă, cam așa ceva a zis. Și a zis să mă văd cu el la ponton, a zis să mergi la ponton. Care ponton? Am o idee. La mare? Vezi ce ăla din față? Stai să-l sun, să-l sun. Bă, dacă e o capcană. Tu fii și ăla din față, vedeți? Băi, asta e 2 secunde, da. Dacă e o capcană. Știi care e? Mi-am zis că să ne vedem cu el la ponton. Să mă văd cu el la ponton rapid acum, ceva oameni pus la tine, dar tipul ăsta oare dacă lucrează cu Antonin și vrea să mă devinească tocmai acolo unde eu nu vreau să fiu. Că acolo e practic nu prea am cum să mă întorc. Și am mai venit și astăzi chestia asta. Fii atent, am o idee. Ai putea să zici că schimb locația și gen tu să vii, el să vină undeva aici. Noi ne ascundem într-un pisat, gen... Stai, mă sună. Ok. Reușit scăpat? Da, cred. Venit ponton, a avut multă treabă, trebuie discutat ceva. Dar unde știu eu că nu e o capcană? Crezut, eu am vrut ajutat la tine, dat informații. Bine, m-ai Antonel. Ajutat cu faza din urmării, dar poți să planifici treaba asta dinainte. Nu, n-a avut intenții rele. A vrut ajuta. A dat informații, Antonel. Jurat. Dacă a vrut venit, a ajutat la tine. Nu vrut, a pierdut șansă mare. Ok, vin să... Tu alegi. Ok, unde ne vedem? Ponton mare, ponton mare. Ponton mare, ok. La cât? 5 minute 10. Ok, alt. Așteptat. 5 minute 10, ok, avem timp. Deci în 5 minute să fim la pontonul mare. Ăsta e mare sau? Ăsta e mic, teoretic, da, ăsta e mai mic decât ăsta, clar. Aici, practic. Bă.
Ascultă și du-te. Deschide cutia asta, deschide cutia asta. Mi-ai zis să nu deschid cutia asta. O să deschid cutia asta pe care am primit-o astăzi? Să deschid cutia? E cutie mică sau mare? E o cutie mică. Deschidem. Hai să pun masca. Două secunde. Nu mai deschid. Tu. Nu mai deschid. Nu vrem să avem picioare rupte înainte de nuntă. Nu mai deschid. Nu știu dacă s-a văzut, dar eu am văzut ce era acolo. Hai să mergem la ponton, hai să mergem la ponton. Când văd semnele alea, nu, nu, mai bine nu. Vezi pe spate dacă e număr la aia din Squid Game. Ce facem acolo? Chat. Deci, ideea că... Da, ideea că e un ponton unde trebuie să mergem. Așa, știu și eu. Și acolo, ci că ne întâlnim cu unul care vorbește o română arabă. Albanezul arab. Ceva pe acolo. Îl cunoști? Nu, nu am fost așa, dacă ai scâmpi arab, vorbește română pe japoneză, pe albaneză, mi-am dat și o seama, nu? Cam așa ceva. Ideea că trebuie poate să mergem pipi acolo. Poate pipi o fi nebună, dar nu e proastă. Life creepy. Am guys, să vedeți ce episoade o să vină de Halloween. Mariusel de Halloween. O să vedeți acolo mișto chestii. Ce? Nu, n-ai vrea să luăm cheia de la mașină? Niște arme? De la ce mașină? În caz de orice? Cum? N-ai vrea să luăm niște arme în caz de orice? Niște arme? Arab invitatul Squid Game. Aaa, hai să mergem să luăm niște arme. De unde luăm arme? Nu știu. Hai că vă duc eu de unde să luați. Vă dau, aveți bani măcar cu un pistol? Că știu un magazin care vinde arme. Depinde cât costă un pistol. E 500 de dolari, cred. Cred că ok. Dar nu-l scoateți deloc, că nu cred că, poate nu-ți fie caz, dar e bine. Ce? Să aveți. Uite. Dar îl avem, eu da. Am cuțit, cumpăram cuțit, nu? Hai. Aici, în interior, duceți-vă. Eu mă uit la cutia asta. Chat, mă uit la cutia asta? Vreți să o deschid? Dați acolo pe butonul ăla de like înainte. Deschid cutia asta? Doar un cuțit, nimic grav. Bine, știu deja ce e în cutia asta, am înțeles că... Am eu... Nu, no, hai să nu, hai să... Hai să nu. Sau... Chat. E un număr. Mă credeți sau nu, e un număr. Lasă că vă arăt. Că doamna vă dau un număr, să vedeți. The fuck? M-a ieșit negru. Da, da, da. Da, da, da. Vere. Hai să, hai să lăsăm ăsta deoparte. Nu o să sun la numărul ăla, ok? Nu. Să las numărul acolo. Date mai încolo, n-ai topeu. Ăștia, alea nu știu că eu sunt TJ Maxx. Poate mai încolo, dar cu privat sunăm, ok? Call. Ați luat? Mhm. Aaaa. Puteți să sune la numărul 1 din 3. Sună, nu acum încă, nu acum. Sună mai târziu cu privat, mai întâi ne vedem cu arabul și după. Că vreau să mai întâi să rezolvăm treaba asta aici. Păi, deci știi ce se află sub cutia aia? Nu, un număr. Tu unde știi? Doamne. Am zis așa.
Bibi, tu faci glume cu mine? Nu. E numărul tău ăsta? Hai că da. Deci ce e? Că n-am înțeles. Deci e... În primul rând are 3 simboluri. Are așa. Cerc, triunghi și pătrat alb. Squid Game. Squid Game ce? Ce? Și altceva mai ai? Un număr de telefon cumva? Da, are pe spate un număr de telefon. Mm. Da, eu nu spun la așa ceva, să-mi dați un cu privat. De ce? Sunt cu privat. Nu prea cred că ești cu privat. Cum? Sunt hacker ea. Hacker? Da, e o organizație. Apoi dacă sunt, rămân fără nimic. E, da, exact, este o organizație. Am, să zicem că am avut o interferență cu ei în trecut. Îl vezi pe ăsta de aici? Mm? Uite-l pe ăsta cu audio de aici, îl vezi? Nu văd nimic. Ăla din stânga, mă. Da. Nu știu dacă... Să mi-i spune crede sau nu. Că hai să sunăm la numărul ăla, dar nu acum, ok? Promit că sunăm, dar nu acum. Voi nu vorbiți absolut nimic. Ia stați lângă mașină, stați lângă mașină și vă chimă dacă e cazul. Salam aleikum. Salut, bună ziua. Salam aleikum și ție. Ești român? Ce ești? Nu, no, nu. Tu cu mine ai vorbit la telefon. Am înțeles. Chemat aici. Aveam spus la tine... Înțeles, a avut probleme cu Antonel. Să zicem, de unde știi pe Antonel? Eu... Eu fost mâna lui dreaptă. Înțeles? Ai fost? Da. Păi și ce s-a întâmplat? Mai multe probleme, dat țeapă la mine afacere, mai multe probleme. El nu a aflat, eu a aflat despre țeapă. A mers închis. Dar a vrut executat. Vrut dat informații și eventual executat într-o bună zi. Executat? Vrei să-l executezi? Da. Asasinat. Nimeni nu furat la mine. Și noi întâlnit dată de două ori unde acum două zile pe ponton, trei zile, ponton, celălalt, porturi, partea aia acolo. Mhm. Și... Înțeles, tu a avut conflict cu el. Credeți că minte gai sau... Și cu ce mă poți ajuta să-mi dau seama că chiar ești? Orice informații dorești. Îți spun. Păi, îmi doresc să pun chei, să nu mai... Ultima dată când am fost cu el, mă urmărea. Și mă urmărea cu mașina și m-a pierdut. Noroc că m-a pierdut că m-am mișcat destul de repede și am scăpat. Dar tot mă caută 100% și... Aaa, tu mi-ai spus deja că mă caută oricum. Care era treaba cu mașina aia? Ai de-a face cu mașina aia? Nu. El pus hitman omorât la tine. El pus oameni omorât. Nu e aceeași mașină, nu e mașina asta, nu e așa ceva? Nu știu exact de ce, nu înțeles. El om rău. El furat la mine, el furat la familia mea. Eu vrut pe el pedepsit, așa cum trebuie. Dar vrut salvat pe tine. Tu n-ai avut nicio vină, tu nu trebuie pățit nimic din toată chestia asta. Tu făcut familie din câte ai văzut. Eu? Dacă am făcut familie? Tu vrut făcut familie din câte înțeleg. Da, eu cam asta vreau. Am mai multe chestii în plan. Peste tot. Și restaurant a avut oameni unde tu fost acum. Și parcare unde parcat și golf a avut oameni peste tot. De-aia știut că el urmărit la tine, înțeles? Ok. Deci tu încă mai ești în toane bune cu Antonio, poți să fii un om de legătură? Da, da, da. Asta încercați spus la tine. Acum dacă vrei informații, știut casă, știut orice vrut, știu coduri, știut tot. Dacă vrut acum informații, cu tot dai informații.
Spune-mi o informație pe care nu știu. Păi, de exemplu, ce nu știi? Ce nu știu? Spus la mine, că altfel... Întrebați, guys, ce să-l întreb, ce să-l întreb, ce să-l întreb rapid pe chat. Stai să mă gândesc două secunde. Hai, poți să vii până jos puțin? Desigur. Sunt de cu niște exemplu, prieteni, tu... stai puțin să le anunț care treabă. Ah, ok. Vedeți că am dat de ceva foarte bun, stați aici, stați pe bancă acolo, uitați-vă, admirați-vă. Auși. Wow! Wow! Ia stai puțin. Alo? Alo? Bună, ce faci? Alo? Bine, tu? În mașină, la volan. Am niște chestii să discut după tine, dar după ce aflu toate informațiile, ok? Stai pe fir, după asta, ok? Ha? O să discut acum cu un om foarte important și te țin la curent, chiar dacă tu nu prea mă ții la curent. Nu, vorbim după, ok? Vene după. No. Ciao. Nu știu. Așa. Împiedicat. Gata. El a încercat împiedicat, el a vrut făcut mafie iar. Nu, spune-mi acum din nou ce voia să zici. El a vrut făcut mafie iar. Antonel vrea să-și facă mafie? Da, da, a vrut strâns arabi, mulți, trimit, condus tot iar. Nu lăsat asta să se întâmple. Am înțeles. Eu... Zi-mi un punct slab al lui Antonel. Banii. Banii? Banii. Adică dacă l-a demenit... Ah, lacom. Dacă l-a demenit cu bani undeva... Da, mulți bani trebuit. Dar n-am bani. Altă idee. N-am bani. Nu prea au dus neapărat. Nu prea avut. El om crud. Poliție. Frică poliție. Poliția e frică de poliție? Da, da. A avut o fată. Mai multe chiar. Elena, cred. A avut mai multe, nu știu de exact. Mai auzit asta de la... Eu numit ele Camille. Toate Camille pentru mine, ele... Îl cunoști pe băiatul ăla, Pablo? Da, cunoscut. Cum ti se pare? De încredere sau nu? Nu plăcut caracter. El... Nu știu. Nu plăcut, a făcut afaceri cu oricine. Nu... Asta a vrut întâlnit aici. Limitate. Cum nu putut sta mult, trebuit mers să... împiedicat Antonel să facă... mafie. Venit informat. Mult că ești urmărit, a avut grijă ce faci, unde umblat. Am înțeles. Încercat, eu mai dat apeluri dacă tu este în problemă. Mă, ce sete mi s-a făcut, frate. Eu am avut oameni și văzut la tine. Eu, tu protecție avută, momentan. Protecție? Momentan. Da, protecție avut, tot orașul. Momentan. Ne se rezolvă chestia cu... Ai vreo idee cum am putea să facem să-l prindem? Întreabă de unde s-a aflat Antonel. Da, putut a demenit. Dacă vrut acum, putut prins în momentul ăsta. Sunat. Nu chiar. Și-i spus, venit spontan. Uite o apă. Și gata, executat, direct. Wow. Nu stat la discuții. Dacă vrut acum, dar o singură șansă a avut. Nu trebuie tratat. Ori executat acum, ori altă dată. Pentru că după aia el dat seama, el după aia a pus hitman la mine, e periculos. Ori acum, ori gata, terminat tot, ori în altă dată. Tu decizi asta. Tu trebuie pus capăt războiului. Tot acum, ori altă zi. Ce facem? Deci... Doar o șansă a avut.
Deci avem astăzi, nu, deci știi cum mai treaba? Astăzi nu prea mă simt în regulă. Vreau să, încă nu mă simt, nu prea te simt de încredere, adică înțeleg, mi-ai spus câteva chestii, dar nu prea am cum să, încă să te cred. Dar înțeleg. N-am cum să te cred. Înțeleg. Uite, care treabă? E napă? Dacă tu vrut, ce tu vrei? N-a avut, din câte ai spus acum, tu n-a avut mulți bani. Da. Tu vrut băgat în afaceri? Da. Why not? Ok, am afaceri, cocaină, iarbă, arme, organe, ce vrut. Am conduc totul, dacă văzut ce mașină am, 3 case, în fin. Avut bani. Încercat băgat în Antonel în afaceri, Antonel Laco. Îmi plăcut asta. Nimeni nu furat afaceri la familie. Am înțeles. Ok. Poți să te duci să te întâlnești cu Antonel, poate, și să-mi dai informații. Da. Mâine văzut sau văzut tot azi dat informații? Astăzi îmi dai informații, dacă reușești okay. să te întâlnești cu el. Eventual, ia sună-l, poți să sune acum? Sau ceva? Să văd. Da. Putut suna, acum suna. Ia să vedem. Chat. Mamă. Mamă, chat. Mă, ce poftă așa vede ceva. Mi s-a făcut foame de atâta victorie pe bune. Nu răspuns. Nu știu ce problemă are. Am înțeles. Oricum, trebuie întâlnit cu el. Am înțeles. Curând. Am înțeles. Mă ții la curent și îmi spui că... Ce Justin, mă, notat guys? Notat numărul meu. De ce scrieți Justin? Darius, numele meu. Notat în telefon. Darius? Da, da. Notat numele meu. Și... Văzut. Văzut. Sunat eventual. Dacă mai aflu ceva, nu sunat. Dacă nu sunat, nu putut vorbi. Cunoști cumva vreun tip pe nume Justin? Justin cum? Justin... Scott, TM. TM? Da, Scott, TM, ceva pe acolo. Mai de mult în oraș sau recent? Mai de mult, poate mai e actualmente în oraș, nu știu. Nu, știut de mult, da, dacă e de mult, știut el, știut cine vorba. N-ai mai știut nimic de el, nu? Nu nimic ce informație. Ultima oară el a avut accident. A avut accident de mașină, grav. Primit grav spital ultima oară, dar acum a crezut că bine. Nu mai vorbit cu el, nu mai răspuns. Trebuie să pun schimbat numărul. Mm-hmm. A avut probleme și el, multe probleme pe cap. Familie, afaceri. Ok, mulțumesc mult de informații, du-te și află informații, ce pot să zic. Eu o să mă duc să mă ocup și o treabă și poate dacă orice mică chestie, dacă îmi spui că îl găsești, dacă îmi spui că ești lângă el, orice, îmi dai mesaj astăzi și îmi spui și vin lângă tine, gen să vă urmăresc și eu, să văd și eu care e treaba, să văd dacă chiar ești de partea mea sau ceva. Chestia următoarea, tu nu sunat la mine deloc. Da, nu te sun. Nu te sun. Tu îți dau mesaj eventual. Da, dacă nu putut vorbit, nu sunat. Ok. Știi, nu sunat. Mesaj eventual sunat. Dacă e cazul, dar mai încolo. El a uitat la mine non-stop. El nu pot ascuns. Cel mai bine îmi dai mesaj dacă e. Da, dar el dat seama dacă eu ascuns. Mesaj dacă vorbit, dacă el dat seama rapid, el nu prost. Atunci, nu știu, poate reușești, nu vezi. Văzut eu cum fac. Da, dacă da. Nu dat semn, nu sunat la mine. Da, mă ții la curent. Ne auzim. Bine, la bine. Mamă, ce e mirosul victorie sau mirosul că mi-e ce foame, bă bune. Și mâncat ceva și te poftă. Alu, Xavier, uite, da mă, da. Hai că să merge cu Xavier. Ia uite. Caterinca. Îmi place să așa, sincer. Chat, vreți un chec? De-al casei. Ce faceți? Da, pe spate. Mhm. Și e frumoasă priveliștea? Da, frumoasă. Da, frumoasă.
chiar e drăguță. Da. Voiam să spun, am vorbit și că tipul ăsta ar lucra cu Antonel. Hai să mergem, că m-a sunat tata lui. Hai să vedem, să ne vedem cu el. O, a venit, mamă. Dar și dau un telefon să vă stabilesc cu el. Păi și-a făcut operații estetice. Ce? Top, da, da. Aha. Ia zic cum e trebuie. Așa. Unde ai fost? Care-i treaba? Ne putem vedea? Ești în regulă să ne vedem sau? Da, sunt în regulă. Unde? Am făcut rost de mașină. Ai făcut rost de mașină? Pe unde ești? Da. Uite, sunt pe la plajă, pe aici. Pe la plajă? Păi și eu sunt la plajă. Unde? Pe pontonul ăsta mare. Tu pe unde ești? Da, sunt în apropiere, sunt în parcarea de lângă plajă. Parcarea de lângă vin plajă? Vin sus acum. Hă? Păi acum urcam pe... E o parcare până la ponton acolo. Aha. Bine, urc atunci și te aștept aici dacă e oare unde cred eu. Ar trebui să dai fix în asunat cu mine. Bine. Ceau. Ar trebui să vină fix aici. Adică după carcul... Eu vreau la carusel. Ia ăla-i? Ce facem? Cred că l-era. Cred că l-era. Păi du-te după el, că l-axonează-l. Ia, cred că a trecut pe lângă mine și acum se întoarce. L-axonează... Mamă, strici și mașina. Ia, că se întoarce înapoi. Ca să nu se întoarce. Cum să nu fie cum să intre noi acum în curnos. Salut, boss. Cred că n-are vreo de mașina. Nu e uite, salut. What? Asta e? Asta. Ce? Ce pana? Tu ești, mă? Cine ești, mă? Mă, tu ești, mă? Da, mă, eu sunt. Am fost plecat un pic prin Tenerife. Da, nu vă supărați. Nu se potrivește. Nu știu cum să zic, da, ești negru și înainte erai alb. Păi da, știi că era data trecută a fost o problemă cu culoarea la păr, cu totul cu mine și ți-am spus că o să plec într-o vacanță, am fost în Tenerife, m-am bronzat frumos așa. Și barba. Da. Mi-am decolorat părul și barba să... Să aduc la contacte pe aia tu stă arabă. Și mi-am cumpărat și niște haine noi și o mașină. Băi! Ce? Tu ai făcut nunta și mie nu mi-ai zis, mă? N-am făcut nimic, amă! Am cerut-o și a zis da. E contradictor la ce ai zis tu. E, domnișoară, ți-ai luat-o pe cap, pe cap. Spor. Și eu, stai liniștit. Da. Mic. Nimic. Ai glumit. O să fie frumos. Ai glumit. Ai glumit. Așa-s femeile. Ce faci copila mea? Tu, soția ta, ce mai faci? Bună întrebare, sincer, nu m-am mai interesat de ea. Dacă nu mai dă semne, mă gândesc că a găsit pe altul și... Ghinion. Ghinion, Ghinion! Nu stau să umblă după femei, dacă o femeie mă place... Dar vezi că are cardul cu alocația mea. Ce are? Are cardul cu alocația. Așa dracu, da, alocație, la câți bani fac eu, aia nimic. Pă, până, deci când am văzut ultima dată, erai ultimul mort în cadă de bani, acum vei să spui că ai bani? Pă, dar și mie nu-mi spui nimic. Păi... Da, am o întrebare, ce este cu... n-am bani, dar n-am văzut în Tenerife, nu mi-a luat asta. Da? Tăcut un pic. Așa, eu văzut el. Acum a mers, a avut niște afaceri, a avut. Cu el? N-au întâlnit cu el. Cu el? Da, da, a întâlnit cu el. Ok, îmi dai locație când poți ca să vin și eu. Ține-mi păi noi tot plecat, acum în drum. Când acum, în drum, crezi că durează mai mult într-un loc, acolo o să-mi dai repede pe jos și o să vin și când se mai schimbă, mă anunț. Dar nu prea știu folosit iPhone. Nu? Nu știi să dai? Nu prea. Mă. Deci dai slide dreapta. Dai săgeată în dreapta când ești în conversație. Acolo? Când ești în conversație cu mine prin mesaje, dai săgeată dreapta
Și ai acolo variante. Ah, dacă înțeles, folosești așa. iPhone, da. Înțeles. Ok. Trimis. Ceau. Ah. Care-i treaba? Cum de ai ajuns să fii acum bogat și înainte erai să l-a clipit? Păi, afacerile. Ai cămile? Ce minte. A? Ai cămile? Da, am 5 cămile pe 4 picioare. Mm. Uh-huh. Cu tot produc... cu pungă cu apă, nu? Produc... E, tot cu pungă cu apă, nu? Nu m-au urăs cămilele mele. Aha. Știi că aveam o mașină data trecută? Cine eu? Nu, mama. Da? Aveam niște solențe de-astea. Le-am băgat la o firmă, le-am închiriat să... își facă treaba pe ele pentru taxi, pentru astea, știi? Și iau și o taxă acolo pentru... Mm-hmm. Că îmi folosesc mașinile. Și să fac niște bănuți, nu pot să zic că-s bogat. Eu am probleme. Am fost urmărit, zoomii... Și deja situația aia care s-a întâmplat. Zoom-i? Nu, ideea e că am fost urmărit de Antonele, știi și tu scandalul ăla cu Antonele, dar m-ai lăsat baltă dintr-o dată. Aolea. Păi da, ți-am zis să te descurci, ești băiat deștept. Aaa, tu te-și descurcă-te, eu mă duc că Tenerife, stau pe spate acolo, fac și eu niște bănuți, mă bronzez, stai liniștit, stai liniștit. Păi, da. Stai liniștit, că totul se fie regulă, stai liniștit, mă. Bă. Ia uite ce frumos e încolo. Ce frumos e încolo? A pus. A, asta da, știu, chiar e miștorul de tot. Ci tu unde să locuiești? Să vezi de Tenerife pe plajă cum era apus. Wow. Aaa, să vezi de Tenerife, mamă, tu... Mamă, deci mi se dau acum un capac să dau cu pălăria jos. Uite pe ăștia. Da, las-o acolo. Băi! Ce? Ce crezi aici? Nu-ți mai place de Porsche-ul? Îmi plac mașinile mari. Îți plac lucrurile mari. Îți plac ce pe ăsta... Dar Bezea ce face? Cum? Bezea ce mai face? Bezea? Da. E... în zona Banat. Ceva de genul. Am înțeles. E bine. E nu bine. Nu știu, ideea că... S-au despărțit, gata. El a plecat în Banat și a nu, rămas aici. Nu cred că s-au despărțit. Adică e complicat. Tu mai sunase că face nuntă cu ea, fără ea. N-am înțeles nimica. Am înțeles. Bar n-am. E în depression, cum s-ar spune. Da. Păi și care-i treaba cu Antonel? Dar ce are bă asta în căldură? Ce-i face așa la mă? Nu știu, dar o să-mi strice mașina. Că mă aștept de la copiii mei să facă asta de... cum ziceam, ai văzut? Bravo, tot așa, ținut tot așa, o să ajungi forță. Dar nu s-a întâmplat nimica la mașină. Cum adică? Da. Nu s-a întâmplat nimica. Da. Nu-i nicio zgâietură, se lipește cu scoci. Da. Emblema asta costă cât Porsche-le lui. Aaaa, ai grijă ce e 10-a, e cea că... Am avut, am mai avut... Porsche-ul ăsta e șmecher, bro. Și m-a plătit. Auzi? M-au plătit mai bine shooting-ul ăsta. Am avut shooting-uri. Știi că shooting-urile anteriori erau de 400 de lei, acum mi-a dat 4000 de lei. What? Eu cred că ăsta e video chat și mă aburești. Du-te bă de aici. 4000 de lei pentru... Du-te... Păi mă bag și eu, vreau și eu. E bine, surei. Uite ce sexy sunt. Da, cum ai ăla, sigur. Uite pe spate, ia uite, mi-am făcut tatuaj. Ești ca ultimul... Poponar. Bă, dar pe bune acum am o întrebare pentru tine. Bă, nu mie, băi! Ups, te-ai băgat în față, îmi cer scuze. Vedeți! Wow! Păi ce vedeți? Tu te-ai băgat în față, nu eu. Nu, mă, referam la ăla cu Dacia, tu n-ai văzut ce... Nu l-ai văzut. A, ăla? Nu o să mai trăiesc, mă. Am o întrebare. Tataie! Da. Care-i treaba cu tataie? Că nu mai dau, nu știu să dau de el, nu știu, nu cum... Poate tu mai dai de el, că nu știu să dau de el. Stai așa. Bă, Zumi, te rog eu mă las asta, că explodează. Explodează, femeie! Bine.
Guys, vedeți că am omis un lucru extrem de important pe care am uitat să vă-l anunț. Și pe Trovo avem ore, sistem de ore la pe care primiți moderator, ok? O să resetez după live-ul acesta de pe Trovo, adică începând de live-ul acesta la final, o să resetez orele, pentru că o să vreau să dau un moderator acum la finalul acestui live de pe Trovo. După acest live, o să puteți să fiți cât de activ vreți voi pentru a primi moderator, ok? În momentul de față, cel mai activ am văzut că e Adrian, care are peste 24 de ore pe live. Ce mult! Nu ți-mi minte să-și vă avut cineva așa de rapid 24 de ore, știi? Așa. Am luat și mie mașina asta pentru copiii mei. Ca să poți să-ți las mașina asta pentru copiii tăi, va trebui să nu o distrugi înainte să faci copii. Păi nu, n-ai înțeles, eu sunt mama și sunt cu copiii în spate. Hai, a zis. Ești tu mama? Și ce copii ai tu? Noi. O să fie. Hai mă, lasă-mă cu vrăjelile astea. Dar nu te vrăjesc, chiar o să vină copiii. Doamne. Ce stai? Cum adică o să vină copii? O să vină pe lume. Când? Ce mă? Nu se știe data. Poți să așa puțin așa puțin până mai încolo? Pofti? Până mai încolo. Bă, spune-mi. Stai că mă duc după banat. După BZ dacă se întâmplă ceva de genul. Dacă a făcut ceva de genul. Mă duc până în banat după BZ să-l aduc aici dacă a făcut ceva de genul ție. Ce să-mi facă? A, nu mai contează. E bine atunci dacă... Ce, copiii? Da! Ce? Păi și bărbatul tău unde e? N-ai auzit, mă? A fugit în banat, cred că n-a auzit. Eu am înțeles asta, dar... Hai, mă, mașină, că deja sunteți incredibil. A, vezi că i-am dat mesaj lui bunică. Da? Ce a zis? Aici? Ce să zic, că... I-ai dat mesaj, măcar? Avea ceva treabă și că te sună el. Acum, pe bune, i-ai dat mesaj? Nu, te mint. Ia telefonul și uite. Da, mașina unde e? Lasă-l, te cred. Nu, te lasă-l, te cred pe cuvânt. E ok. Mă ții la curent. Bibi, hai să mergem noi două cu mașina asta. Oh my God. Da, așa nu pleca, că a lăsat-o și a deschis. Fii atent, din buton. Aolo! Ia uite, ce știu? Da bravo, mă, tot ea... Da bravo, mă, bravo. Unde ești, femeie? Eu sunt acasă. Ce? Da. Ai zis să mergem acasă, că ne trecem acasă. Ba, oleu, cât de frumos arată. Unde? Păi, frate. Bă, ce ești pe stângă? Unde? Băi. Unde? Bă, ce clădire asta pe stângă aici, că parcă nu era. Deci, vine acum acasă și eu, o să vin și eu în 5 minute. Ceau. Bă, ce ați voi vedeți cât de mișto se vede? Uite, am speriat pe ăsta. Sorry. Uite-te și tu cum se vede. Frate, se vede fra frumos modul ăsta de grafică. Pă că mără, guys, nu uitați. Aveți și cod de reducere. Dacă vreți să vă jucați, să vă jucați 5M și vreți mod de grafică. Aici și o versiune nouă, dar eu am cam place versiunea asta și nu știu, n-aș mai încerca și altă versiune. Dar ce facem aici? Nu știu ce e aici. Ai zis tu că e... E Paramount. Cred că e... O? A, e nou studio de filmări, ceva? Păi ce căutăm noi aici? Păi ce, pe mine mă întrebi? Sunt eu la volan? Taci că e perfect! Asta vreau să văd! Da? Deci... Și tu spus Ali trimis, când trimis locația, tu spus Ali, da? Chemat. Adică? Ali trimis locația, a spus, da? Ok, Ali trimis locația. Când trimis, momentan nu putut. Ok, înțeles. N-am înțeles nimic. Ali trimis locația când tu trimis locația. Ali trimis locația. What? Cine e Ali? Chat, I'm so confused. Tu te văd aici. Mamă, nu că... Mă las, mă dau jos la el. No.
Vreau să văd ce fac astea cu mașina. Bă, ce s-a atâtea mașini aici, mă? Aici e târg. Se vând mașini aici. Poți să fur și una? No. Bă, dar nimic nu mă las să fac. Da! N-ai voie. De ce mai ai lăsat atâta timp degeaba? Am învățat că dacă fur chestii, nu mai dai bani pe ele și le primești gratis. Pă bune? Da, ca să vezi ce nu tare. Te cred. Bă, ăla are armă, eu zic să-i dăm drumul de aici. Ata! Acum am văzut pe ăștia de aici, de când avem așa ceva lângă noi? Nu știu, dar nu... nu vreau să aflu. Ce voi ați văzut ce e aici? Eu vreau să văd ce e aici. Ce? Cred că știu cine să știu. Cine? Am auzit o nouă mafie în oraș. Ce mafie? Zic că se numește Los Vagos. Los Vagos? Hai, na, pina, 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 pina. Auzi, eu zic să mergem așa random, să bătem la ușă și să zicem bună ziua, sunteți noi vecini? Cum? Ce? Zic să mergem așa, să bătem la ușă și să intre, să zicem și noi, bună ziua, sunteți noi vecini, am observat că v-ați mutat aici. Aaa, hai să mergem, putem să mergem așa. Poate ne prietenim cu ei și facem răz de o mafie. De noi. Aia zic. Hai, hai. Bă, 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 bă. Au elicopter? Cred că da. Au ceva. What? Mamă, ia, da, știi ceva? Hai prin față că părem dubioși. Hai, dar asta nu-i fața? De unde știi mine care-i fața sau spatele? Hai că mergem pe acolo. Pe partea cealaltă, doamne iartă-mă, dacă ei sunt îndreptați cu fața invers. Intrăm direct cu mașina? Nu intrăm direct cu mașina, bătem. Nu, nu e curtea noastră. Mam, bă, dar mă enervează asta. A, stai că vorbesc cu băieții ăștia. Dreapta, bă, dreapta. Mă las sus, mă las sus. Oh, stai pe gând de paștinice, suntem vecini. Salut, suntem vecini. Salut, nu-i nevoie să ne ameninți, suntem vecini. Care sunteți? Suntem... Vecini, vecini, suntem lângă voi aici. Aici, fix aici. Dar nu-mi pasă, nu mai vreau. Luis. Luis și tu? Eu mă numesc Marius. Lasă-mi și pe acum, sus. Gata, dar nu am zis că nu se întâmplă nimica, n-am făcut nimica. El e Marisa. Ajutor, spate, casă, casă, rep... Ce vezi, mă? Păi ei, băi, lăsați-i, lăsați-i pe ei doi, lăsați-i pe ei doi, băi, lăsați-i pe ei. Ce, e cu noi? Ajutor, păsta în albastru, lăsați-i, lăsați-i, lăsați-i. Salut, băieți, altă problemă, uite băiatul ăsta. Îl vezi de aici, dădea târcoale la casa voastră cu odace. Nu e de la noi, albastru, puteți să-l luați, puteți să-i dați-i... Îi cunoști? Cui, mă, cui? Nu-i cunosc, da? Sunt vecini. Da, ăsta, dădea târcole la casă. Mă, dacă sunteți! Fiind vecinii voștri, ne-am oprit să vă spunem. Avem și noi casă aici peste gardul. Hai să plecăm. Vă urăm o zi frumoasă, sper că nu v-am deranjat. Nu, 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 nicio problemă. O zi bună, sănătate. Luați brabusurile mai repede. Dicot pe burtă! Marș. Ce are ăsta, mă? Pleacă. Ne cerem scuze. Să plecăm mai bine. Gata, gata. Haide. Gata, gata. Și mașina? Păi da tu mai la pe sus, ce să spun. Ce ați vedeți și avem lângă la 2 pași de noi? Voi vedeți și avem la 2 pași de noi? Oh my god. La 2 pași de noi, ce avem la noi, ești nebun? Bibi, tu ai vreo treabă cu aia? Ce? Ai vreo treabă cu aia? Nu, dar sunt vecinii noștri. Păi și vă că... te știu. Păi că am ieșit la poartă cu Zumi. Și vrea să ne ia și până ideea. Ah. Nu mă bag. Ok. Nu e la mafia de Antonio dacă te... Dicot pe burtă. Cer să vorbim mai intens cu băieții ăștia. Da, nu știu. Sunt bun de pază în zonă. Vrei gogoașă? Nu
știu ce să zic. Bere. Apă. Este ok. O fată. Tata, ți-ai făcut operație ceva? Ai niște sânge pe mână. Nu. Ți-ai de la tatuaj? Da, da. Am văzut că era un copil. Gai, stai să ne... Vedem dacă mai sună o tășima. Ce-ar putea să facem noi cu tata lui? Că dacă tot e aici. Ziceți-mi voi. Copil cu ghiozdan în groada pe mafiei. Mai... Mai știu ce să mă prietenesc cu ei, ce zici? Să creăm o... Eu zic să stai cu minte acasă. Nu? Da. Păi dacă vă erau prietenoși, unii mi-au zis pe burtă, unii mi-au zis speră că nu v-ați deranjat, dar e ok. Dacă vrei să și eu prietenoși. Mergem amândoi prietenoși? Să ne înțelegem cu ei? Da, ne înțelegem cu ei deja. Mă, oh, mai yeah. Dă ce nicăieri că a început ploaie. Ne culcăm acasă. Oh, yeah. Haide. Hai, casă. Nu în casă, băi! Nu în casă, hai... Acolo să vorbim cu ea. Vreau să vorbesc cu șeful lor, poate facem o colaborare. Cu plată, dar ce pot să le ofer eu, guys? Ce pot să le ofer eu? Mi-e frică. Ia stai puțin, am venit un mesaj de la cineva. Ia stai și că am primit mesaj. Mamă, că și câte? Acum 2 minute, nu uita ce a spus rapid. Ali, m-ai trimis Ali, nu? Sau ceva de genul. Ok, repede. Merge să nu... Bibi! Bibi! Bibi, repede, repede, Bibi! Ca să mergem extrem de repede. Oh my god. Tăi. Și te-am intrat în casă. Băi, eu la volan, băi. Yo. Sau hai, du-te tu mai repede, hai, mai repede. Unde ți-am pus? Hai, dă-i repede. Pomne. Plouă, ce-mi place. Șo, dă-i față, dă-i față. Dă-i în față. Dă-i tot în față. Nu, așa, dă-i tot în față, normal. E un polițist acolo și la mine, să observi? Da. Trage pe dreapta aici, stop. Ok. Cua... Deci mie nu mi-a dat o informație față, lasă-mă pe mine să conduc acum. Lasă-mă pe mine. Urcă. Te-ai mutat prin interior, ești cam nebun așa. Păi da, ce vrei să ieși prin ploaie? Creier. Opa, Penelopa. Bă, da, direct pus să tragă pe mine ăla. Au. Observ că e unul direct să tragă pe noi? Ce? E unul pus acolo direct să tragă pe noi. Piantă, ești pregătit? Auzi? Mașina asta nu cred că e făcută pentru asta. Dar eu n-am... Ține-te bine. Nicio armă la mine. Ține-te bine. Mașina asta nu e făcută pentru asta. Aoleu! Aoleu! Până, vezi ce înseamnă putere? Urcă! Eu văd ce înseamnă, dar ai luat toți boscheții, faci mașina varză pe dedesubt. Ocolește, știi. Ia vezi... Când a apărut drumul ăsta aici? Drumul ăsta este fix acolo. Dar stinge farurile. Aia zic. Ușor, că ești poliția acolo. Vezi că vine unul. Cred. Sau? M-auzi? Oh, ba, dă-i mă trompa aici. Uite ce prostie, ia tot spuște. Doamne!
Vreau să mă dau de gol. Era în tunel. Măcar am primit confirmarea că ar urca în tunel în coace. Am văzut. Dar ce caută cu arabul ăsta? Nu știu care e treaba. Ideea că ar fi fost mâna lui dreaptă sau ceva de genul. Și... Bă, da, mă ia la mișto vremea asta, mă. Stai puțin. Alo? Bună! Ah, bune. Mai sunat-o anție pe plaia, e un semn. E un semn, trebuie să vii acasă. De ce? E un semn, trebuie să vii acasă. De ce? Păi unde ești? Sunt să văd dacă am amințit sau nu arabul. Ah. Bine. Vezi că merg la magazin. Dacă nu mă găsești acasă, să mă suni, da? Aha. Uh-huh. Să mă suni, da? Da. Bine. Bine. Ceau. Ce-i zis, mă, că umblă cu nu știu ce? N-ar fi mai indicat să lăsăm mașina și să mergem cu o umbrelă pe stradă ca niște civili? Nu știu. Tu poți să mergi și să-mi spui ce vezi, că eu pe mine mă recunoaște. Du-te și... Dacă pe mine nu mă știe, nu m-au luat pe sus, nu? A, corect și asta. Sunt un pic mai bronzat, dar mie că mă iau iarăși, dacă mă duc. Mă risc? Vezi să face. Stai puțin. Stai puțin. Strează camuflajul. Mă duc și eu. Da, mai e un om în spate, uite-l, alerg. A rămas acolo, cine e? Da? Acum putut vorbit. Ești mașina cu ei în spate, nu? Da, e o lambă. Chestia, eu dat vina pe altcineva, șef crezut la mine, intrat acum în curte. Dat vina pentru ce? Dat vina că cineva a chemat la tine. Și-a dat seama că-s eu? Da. Nu, eu spus. Nu mai am putut vorbi. Tu ai spus? Ok, bine, dacă nu pot vorbi, nu mai e. Da. Asta este. Da. Complicată treaba. Bă, am înțeles că e de încredere băiatul ăsta, Darius Arabu. Așa-l cheamă, Darius, nu? Nu știu ce am putea să facem în situația asta, vrut ajutat. Eu crezut la mine, eu apărat la tine, vrut ajutat. Am înțeles. Domnule. Te cred. Ne întâlnim. Să punem la cale poate un plan să rezolvăm. Mă, ce naiba? Pe aici. Trebuie mult venit, ținut la curent. Domnule. Ținut la curent, momentan așteptat. Ok. Așa. Dă-i. Uite acasă că așa a spus Bibi. Gata, mă, că așa a spus Bibi, acum trebuie să mă duc acasă, mă, ce, mă, gata, deja logodit, deja. Supus, gata, mă. Păi știi ce facem? Intrăm așa peste ei? A, uite-l pe tipul ăla amabil. Da? Hai. Salut! Da. Am vrut să discut. Bună seara. Da-ți puțin, trebuie să fac. Am luat-o și eu cu vrut. Aoleu. Ce-o spuneți? Am început să vorbesc și eu cu vorbea ăla. Vreau să discutăm legat de un posibil parteneriat între... Cum se numește această mafie de aici, că suntem fix vecini? Malbonet. Cum? Malbonet.
Albaneză? Da. Deci okay. Albaneză? Ok. Șeful vostru pe unde este? Stați puțin. Ionuț? Ionuț? Stați puțin. Ionuț? Cred că e pe gânduri. Vreau să discut cu... Stați puțin. Ionuț! Păi de unde veni spațiilor? Suntem vecini aici, peste gara la casa aia, dacă... Avem, mă rog, el are o mică problemă cu cineva și ar vrea să discute cu voi legat de un partener. Ce problemă? Așa vedem voie de niște oameni. Și știu că voi sunteți, din câte observ, mult și bine pregătiți. Aș avea nevoie pentru o intervenție zilele astea. Vine șeful vostru? Sau poți să discut cu cineva? M-auziți? Careva m-aude? Da. Băiatul cu arma? Eu? Așa, nu știam dacă... Ce-i cu mine? Putem comunica. Eu vreau tu aduci caracatița la tine. Nimic, am vrut să văd dacă trebuie să iau pastile de gât. Nu știu ce-am mie, mi-a făcut tot de checul ăla, sincer. Deci cu ce ocazii pe la noi? Sincer, mi-e tot bună ziua. Opa! Cine este... Veniți. Veniți după mine, dacă se poate. Da. Domnul cu umbrela, eu sunt. Este domnul. Spuneți. Așa. Deci... mă numesc Marius Lescot și... Îmi doream să avem o posibilă colaborare pentru o intervenție. Sunt o persoană fizică normală, nu fac parte nici organizație, nici eu, nici acesta este prietenul meu. Domnul lui să-l cheamă. Da? Da. Am înțeles. Și dacă ar fi posibil pentru o intervenție de niște oameni, am văzut că sunteți bine pregătiți. Da. Chiar suntem sinceri, suntem pregătiți și cum a spus și dumneavoastră. Există o persoană în oraș de care are niște probleme și a trecut mai ciudat, să zic așa, cu acea persoană. Da. Acea persoană acum toată îl urmărește pe Mariusel și trebuie să facem ceva pentru viitorul lui să fie mai bun. Nu știu dacă ați auzit dumneavoastră, este o persoană pe nume Antonel în acest Antonel. Oraș. Uh-huh. În cazul în care ați auzit. Cred că am auzit. Și tot este urmărit de dânsul, probleme de-astea, probabil o ranchiună mai veche a dânsului care încă nu a trecut. Am înțeles. Vă ajut dacă doriți, dar să-mi spuneți mai multe detalii despre el, pe unde stă și... Noi suntem vecini aici, stăm peste drum, în casă de peste Am drum. Înțeles. Aici? Pe noi? Noi stăm aici. A venit Mr. Garcia. Peste drum, iar dânsul Antonel, nu știu unde stă, probabil, dar... Vă spunem planul, vă spunem planul, dacă sunteți de acord. Da, spuneți. Nu, acum. Îl discutăm peste câteva zile, dar vreau să știu dacă ar fi posibil. Că nu știu încă dat detaliile. Vă ajutăm, nu este nicio problemă. Cred să dispară cam multă lume în acest oraș. Și cred că domnul Antonel o să dispară. Șeful, am nevoie de tine puțin rapid, e obligatoriu, e mai importantă decât chestia asta, te rog. Băiat, un băiat îmbrăcat la costum. Aoleo, poliția. Ce-am făcut? Ce faci, domne? Hai că vă las. O zi bună, o zi bună să aveți. Nu, rămâneți aici. O zi bună. Mai rămâneți, vă servesc și eu cu o cafea ceva. Nu, ne grăbim să ajungem. Nu, că avem nevoie de omul dumneavoastră. Auziți? Da. Puteți vorbi? Da. Ceva schimbări? Cred că am făcut râs de oameni. Cunoscut un băiat nume Mario? Eu? Da. Nu știu. Întâlnit exact. Cu Antonel, spus, tu da 10.000 la el, omorât Antonel. Ai cunoscut un om care îi dau 10.000, îl omoară, a? Așa a spus că tu dat la el. Nu prea aș vrea neapărat, nu știu, sincer. Nu, așa a spus el că tu dat deja. Eu dat? Da, așa a spus. Eu n-am dat nimic.
Ah, mințit înseamnă că mințit. Da, eu n-am dat niciun bani la nimeni. Înțeles, înțeles. Merge totul ca lumea? Ce să meargă? Treburile, mai ești urmărit ceva? Tot ok? Da, da. Ok, vrut venit la tine? Nu, 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 e ok. O să mă bag să dorm, că deja e târziu. Discutăm okay. Mâine, ok? E domnul Șor. Bine, discutăm mâine, da? Da. Bine, seara faină. La fel, la fel. Assalamu. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. La teste. Veni și apa cer. Discuta ceva important? Da, da. Hai, bine încă aici să discutăm. Ce ți-a zis? Că a primit un telefon de la tipul ăla arab. Păi ce să am vorbit cu ei. Credea că am chemat eu poliția. La ei acum am lămurit situația. Da. Dar gen mi-a dat numărul lui, mi-a zis când suntem pregătiți de intervenție. Poți să-mi dai și mie numărul? Da, da. Scrie. Tu scriu? Ok. Hai că stai puțin că scriu. De chiar ți l-a dat, da? Da, mă, da. Ok. Ia, zi-mi. 0799. Da? 308 235 35. Mafia albaneză era, nu? Gata, mă, suntem așa. Pregătiți, mă. Ce să mai zic? Te duci la serviciu, îți las mașina, mi-aduci înapoi, da? Nu, că mi-au mașina mea, mașina mea. Bine, hai, multă baftă. Eu încă să te salut. Spor. Hai, ceau. Ceau, ceau. Înainte să închidem, trebuie să sunăm și la numărul ăsta de aici. Vedeți? Ce e cu cardul ăsta? Și numărul e ăsta. Eu nu o să vi-l arăt, că nu vreau să sunați voi. O să sun eu, cu privat. Văd dacă funcționează. 07. Hai că vă dau cu sunet ca să vedeți că chiar tastez aici. Nu fac șuste. Deci, sun la numărul ăsta pe care l-am primit. Aha. Deci, nu vă arăt numărul ca să nu... E 078, da? Ăla. Cu hashtag Diez, da? 31 Diez. Jocul mai încet. Deci vă dau jocul pe mine, da? Ăsta este numărul, ca să nu se vadă numărul. Da? Și sun. Numărul format este blocat pentru apelurile de sosire. The number you have dialed is blocked. Cred că am sunat prea târziu. Ia stați mă, Cais, că mai încerc încă o dată să mai bag încă o dată, poate mai... Trebuie să-l mai bag încă o dată manual. Poate, poate. Ia. Marș. Cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut dați acolo pe butonul de like, abonați-vă și vă aștept pe Trovo pentru că acolo de obicei facem live-uri seara, când am timp fac câte un live așa pe Trovo, mai stăm la o caterincă, la o discută, mai glumim, mai nu știu ce, vedeți ce se mai întâmplă în afară și de ce apare pe YouTube, sunt mai activ pe Trovo, pe YouTube apare de obicei decât chestiile care chiar merită calitate, toate astea evenimentele importante, adică în curând o să vedeți că o să apară niște clipuri destul de interesante pentru că se apropie mașina, ok? Mi-a plăcut episodul de Marius, să-l iauzi. Forță, guys!